je tvojoj, silni spasitelj. On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, litat će nad tobom radosno, kao dan svečani. Riječ je Gospodnja. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Și de unde mi-e fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Fericită ești tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Atunci Maria a spus: sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a primit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic, al cărui nume este sfânt. Milostivirea lui trece din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. El arată puterea brațului său, risipește pe cei mândri în inima lor, dă jos de pe tron pe cei puternici și înalță pe cei smeriți. Pe cei flămânți îi copleșește cu bunul, iar pe cei bogați îi lasă cu mâinile goale. A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Și a rămas Maria 3 luni împreună cu Elisabeta, apoi s-a întors acasă. Cuvântul Domnului. Slavă ție, Hristos!